În data de 21 august, în comuna Mehedințeană Cireșu, va avea loc sărbătoarea Peșterii Topolnița. Atât pentru localnici, cât și pentru turiști, s-au pregătit surprize nenumărate. Artiști de renume vor încânta publicul spectator, printre care Anica Ganțu, Irina Zoican și Ionuț Tudorescu. Tot în aceeași perioadă va avea loc și Festivalul Țuicii de Cireșe, în cadrul căruia se va premia cea mai tare și cea mai aromată țuică de cireșe. Totodată va fi realizată și o paradă a portului popular. Peștera Topolnița este situată în județul Mehedinți, pe raza comunei Cireșu, la aproximativ 30 de kilometri de Drobeta Turnu Severin. Este considerată a fi una dintre cele mai mari peșteri ca lungime din România. Ei bine, de 59 de ani, în jurul acestei minunății a naturii, este celebrată sărbătoarea Peșterii Topolnița. Manifestarea este dedicată uneia dintre cele mai impunătoare și complexe peșteri din țara noastră. Doritorii să vină la sărbătoare și o să vadă programul așa de frumos, care e un pic diferit față de anul trecut. O să înceapă cu slujba religioasă la Troița lui Tudor Vladimescu și vizitarea Peșterii Topolnița la orele 9, urmat de un program foarte frumos. Primarul comunei Cireșu, Doru Țărlui, este un om al comunității și de fiecare dată ascultă doleanțele cetățenilor. Una colaborare dintre primarul comunei și Consiliul Județean Mehedinți prin președintele Aladin Georgescu se vede. Turismul a înflorit în zona de nord a județului odată cu reabilitarea infrastructurii rutiere. Oamenii sunt așteptați din toate colțurile țării pentru a sărbători grandios la Peștera Topolnița din județul Mehedinți. Mulțumesc la președinte dintre Consiliul Județean că se preocupă ca în zonă să se facă căile de acces, nu? Mai spuneam și înainte că s-a asfaltat și drumul care vine de la Malovăț, Marga, Peștera Topolnița până aici în Cireșu, așa, și drumul celălalt, maghierul Bunoaica Cireșu, care vine încoacea ca să vină doritor. Ca în fiecare an, iubitorii de natură și munte sunt invitați să viziteze peștera în partea a doua zilei, urmând să aibă loc manifestări artistice legate de tradiție și folclor. Tot în aceeași perioadă va avea loc și festivalul Țuicii de Cireșe, în cadrul căruia se va premia cea mai tare și cea mai aromată țuică de cireșe. Totodată va fi realizată și o paradă a portului popular. Această sărbătoare înseamnă foarte mult pentru locuitorii comunei Cireșu și nu numai. Pentru că aici, după cum spuneau înaintașii noștri, la această sărbătoare se făceau diferite obiceiuri. Adică făceau concursuri cu cai, veneau cu cai, locuitorii care avea calul mai bun, mai puternic, trăgeau anumite lemne groase, știți? Și care ieșea, era premiat, care ducea mai mult lemnul după el cal, era premiat, îi se dădea grăunțe la cal. Proprietarul calului avea anumite beneficii. Geoparcul Platoul Mehedinți va veni în sprijinul persoanelor care se vor aventura în drumeții. O noutate anul acesta o reprezintă faptul că va fi deschisă partea activă a peșterii, unde vor avea loc plimbări cu caiacele. Totodată, Peștera Topolnița va putea fi vizitată pe tot parcursul anului, nu doar în zilele de sărbătoare ca în anii trecuți, bineînțeles conform unui program stabilit. Printre artiștii care vor încânta publicul se numără Anica Ganțu, Irina Zoican, Ionuț Tudorescu, spectacolul folcloric fiind oferit de ansamblul profesionist Danubius. Așadar, sunteți așteptați într-un număr cât mai mare la sărbătoarea Peșterii Topolnița pentru a petrece frumos într-un cadru natural unic.